Bun. Citim câteva versete din Ioan, capitolul 10, începând cu versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui, el își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor, toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Amin. Te rugăm pentru că ești bun să-ți descoperi bunătatea ta în seara aceasta față de noi și te rog că această bunătate a ta pe care trebuie să o vedem în seara aceasta să ne ducă la pocăință. Să genunchiem la crucea ta și acolo să rămâne pentru toată viața, pentru că este locul unde putem primi liniște și pace. În prezența ta vrem să stăm în seara aceasta și te rugăm să ne ajuți în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu, ne bucurăm de Domnul că a fost bun cu noi și în această zi, binecuvântat să fie El. O zi cu ploi torențiale, ați ajuns unii dintre dumneavoastră cu greu aici, dar bine ați făcut că ați venit și e greu să vă rănim în seara aceasta, să vorbim despre lucruri care vă rănesc, de aceea pentru că ați ajuns în casa lui Dumnezeu datorită bunătății Lui, în seara aceasta vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu. Trebuie să știți că noi atunci când predicăm avem un scop precis. Când noi vestim Evanghelia și predicăm Evanghelia oamenilor și Cuvântul lui Dumnezeu, avem așteptări ca oamenii să se pocăiască. Deci să știți clar că scopul care noi predicăm este ca dumneavoastră să vă pocăiți. Numai că dumneavoastră nu vă pocăiți când vrem noi. Eu aș vrea să vă pocăiți toți în seara asta, dar dumneavoastră nu vă pocăiți la comanda mea. Deci dumneavoastră vă pocăiți doar când vedeți bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că așa spune Scriptura, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar acolo nu vezi tu, adică există posibilitatea să nu vezi. Asta e marea noastră problemă, că nu vedem bunătatea lui Dumnezeu. Ce vedeți, ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Nu vedem dragostea lui Dumnezeu. Nu vedem bunătatea lui Dumnezeu și dacă nu vezi bunătatea și dragostea Lui, este foarte greu să te pocăiești. Dar ia gândiți-vă dumneavoastră, de ce nu vedem noi bunătatea și dragostea lui Dumnezeu? Pentru că interpretăm dragostea și bunătatea lui Dumnezeu în funcție de circumstanțe, în funcție de cum ne merge în fiecare zi. Uite, dacă noi am reușit să jonglăm circulația, să ajungem aici, înseamnă că Domnul a fost bun. Dar ăla care s-a întors acasă și nu a reușit să treacă, nu a fost bun Domnul cu el. Deci dacă cineva s-a dus în Germania și a reușit să-și cumpere o mașină bună, second hand la mâna a doua și îl ține 20 de ani, Domnul a fost bun. Dacă sus în Germania și-a venit și-a făcut pană pe drum și s-a stricat mașina, Domnul nu e bun. Dacă buzunarul e plin cu bani, Domnul este bun. Dacă n-am reușit la serviciu să câștig bani, Domnul nu este bun. Deci noi interpretăm bunătatea lui Dumnezeu în funcție de circumstanțe. Lucru care nu este corect. Deci ea va trebui să înțelegeți că bunătatea lui Dumnezeu are niște piloni la bază, așezați nu de ieri de azi, ci de mii de ani. Deci bunătatea lui Dumnezeu se așează pe niște piloni de mii de ani. Și dumneata, dacă îi cunoști, indiferent de circumstanțele prin care treci prin viață, dumneata, poți să vezi bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu și asta te poate face să te pocăiești. Ei, eu v-am citit în seara aceasta un pasaj care se numește Păstorul cel Bun și poți să dai înapoi de la versetul 1, te rog, din Ioan 10, să vedem în versetele astea, 11 versete care le-am citit în după masa aceasta, în seara aceasta, unde vedeți dumneata bunătatea lui Dumnezeu. Deci, încă o dată vă spun, bunătatea lui Dumnezeu nu se observă în funcție de buzunar, de mașina care ai, de casa unde locuiești, de serviciu care l-ai, de felul în care ai jonglat în viață și ai reușit. Deci bunătatea lui Dumnezeu nu poate fi interpretată. Bineînțeles că a fost bunătatea lui Dumnezeu față de toți, dar interpretarea bunătății lui Dumnezeu se face pe niște piloni, pe niște principii care sunt așezate de mii de ani. Ne uitați-vă dumneavoastră la primul verset să vedem unde este bunătatea păstorului aici sau bunătatea lui Dumnezeu care ne fascinează și ne poate ajuta să ne pocăim. Auziți,
Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă, și acum observați, în staulul oilor. Vreau să vă întreb. Acum dumneavoastră sunteți în București, dar poate că aveți conjuncturi mai apropiate prin satele învecinate sau comune. Vreau să vă întreb, ce este un staul? Cine a făcut staulul și pentru ce există staul? Adică dacă ești un păstor, că despre asta vorbim, păstorul cel bun, dacă păstorul este bun, ce face prima dată pentru oi? Un staul. Dar ce este staulul? Un loc îngrădit, unde să stea în interior oile. Dar de ce face staulul ăsta? Ca să asigure oile să fie în siguranță, să aibă o protecție, înțelegeți? Deci bunătatea lui Dumnezeu în primul rând se manifestă prin faptul că îți asigură un loc de protecție, un loc îngrădit unde să nu intre COVID-ul. Dumneavoastră ați avut COVID? Păi ce biserică asta? Ce staul ăsta? Păi ce gard făcut Dumnezeu pe lângă dumneavoastră dacă v-ați îmbolnăvit de COVID? Eu am fost primul din biserică, păstorul care m-a îmbolnăvit de COVID. Eu am crezut că Dumnezeu mă bagă într-un țarc și de mine COVID-ul nu se va apropia. Și l-am făcut primul. Și dumneavoastră la care ați făcut atunci, ce staul e ăsta în care Dumnezeu permite să intre COVID-ul? Dumneavoastră aveți alte boli în afară de COVID? Mai aveți vreo altă boală? Și ce fel de păstor este Dumnezeu dacă permite boala să intre în staulul lui? Ei, trebuie să țineți minte că staulul acesta este făcut să asigure un loc de protecție oilor față de un hoț. Nu de COVID, nu de cancer, nu de dureri de cap, de măsele, de rinic sau de fiere. S-ar putea să le aveți astea, dar Dumnezeu face un țarc, un loc îngrădit, o cetate întărită, da? Un staul ca să te protejeze, pentru că textul ăsta vorbește de un hoț. Și auziți ce spune la versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, 10, să junghe și să, datorită că aveți un hoț, cine e hoțul ăsta? Diavolul, da? Pentru că există un diavol care vrea să te nimicească, să fure, să junghe, să te prăpădească. Dumnezeu, ca să te protejeze, nu-l interesează să te protejeze numai de COVID sau de anumite boli, sau să faci tu bani în viață, să fii sănătos, tunj, să fii frumos și să-ți meargă bine. Rolul păstorului este să te îngrădească ca hoțul, diavolul, să nu poată intra în viața ta. Pentru asta îți asigură un loc de protecție numit staul, un loc îngrădit. Mie mi-e foarte frică de animale, nu de alea mari și de alea mici. Dar merg în orașul în care locuiesc într-o zi pe stradă și mergând așa pe stradă, dintr-o dată niște dulăi, niște câini pornesc pe mine. Eu când i-am văzut, am înghețat, pentru că mie mi-e frică de animalele astea. Am înghețat, am închis ochii, m-am pus și am zis, ăștia mă mănâncă, mă devorează acum. Și interesant că deși am închis ochii, deși așteptam să mă mănânce câinii, nu o făceau. Lătrau lângă mine, hăunau, răgneau, dar nu mă mâncau. Știți de ce? Pentru că între mine și ei era un gard. Deci câinii au ajuns până la gard, s-au urcat pe gard, lătrau, răgneau, dar nu mă puteau atinge și nu mă puteau mușca din cauza gardului. Și m-am gândit eu, bun a fost omul ăsta care a făcut gardul. Na, de-aia e Dumnezeu bun. Că face un gard, nu să te protejeze de sărăcie, nu să te protejeze de boli, nu să te protejeze de anumite lucruri pe care noi ne le așteptăm, avem așteptări de la Dumnezeu și câteodată suntem dezamăgiți de Dumnezeu. Și efectiv, creează un loc de siguranță Dumnezeu pentru noi, ca în interior să nu poată intra hoțul, să nu poată intra nicio fiară întunecată, sălbatică, demonică în viața ta. Ei, de-aia e Dumnezeu bun. Pentru că faci acest loc și te pune pe dumneata în interior ca să fii protejat de diavol. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, aici, la suportul ăsta de microfon. Vedeți? Trebuie să înțelegeți care este centrul creștinismului. Centrul creștinismului întotdeauna este în Hristos. Adică tu ești în interior, în Hristos. Ce ferice de morții care mor în restaurant, în hotel, în Mercedes, în vacanță la Mamaia. Dar ferice de morți, există o fericire a morților.
Ferice de morții care mor unde? În Domnul. Ăsta e tot centrul creștinismului. În Hristos. În Domnul. În staul. De fapt, dumneavoastră, cu ce ați putea compara staul ăsta? Acum, adică dumneavoastră n-aveți oi din astea, nu vorbim fizic, da? Dar cu ce ați comparat dumneavoastră staulul? Locul unde Dumnezeu îngrădește oile. Noi suntem oile lui și el face un staul. Cam ce ați gândit dumneavoastră? Biserica. Dar ce este biserica? Biserica este trupul Domnului Hristos. Adică când ești în staul, când ești în trupul Domnului Iisus, când ești în biserică, când ești în Hristos, ești protejat. Binecuvântat să fie Domnul. Ei, vreau să vă întreb, ați fost vreodată fericiți de bunătatea asta păstorului că aveți un staul? Că avem unde să ne ascundem, în interior, în Hristos. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, în Vechiul Testament, dacă o să citiți, o să vedeți că Israelul sau evreii, când s-au dus în Egipt, aveau un perimetru, un ținut unde Dumnezeu făcea gard și îi proteja. Știți cum se numea ținutul ăsta? Gosen. Acum gândiți-vă, când venea urgia în Egipt, știți ce se întâmpla în Gosen? Când acolo era în întuneric, dumneavoastră știți ce era în Gosen? Era lumină. Adică era un teritoriu, un perimetru în care Dumnezeu permitea poporului său să locuiască în interior și nu putea să vină urgia. Gândiți-vă la Psalmul 91 pe care dumneavoastră îl recitați. Cel ce stă unde? Adică numai dacă stai sub umbrela asta, adică numai dacă ești în staul, sub autoritatea trupului Domnului Iisus, în biserică, de aia e cel ce stă sub ocrotirea. Dar dacă ieși dincolo, uitați-vă dumneavoastră ăștia care merg, zboară, da, cu avion, merg la 10.000 de metri înălțime și n-au nimic. Deși o presiune atmosferică fantastică. De ce n-au nimic? Cum poate să stea ca într-un fotoliu și să-și bea cafeaua acolo? Puteți să-mi spuneți? Pentru că sunt în avion. Și avionul este etanșat și închis ermetic. Și nu poate pătrunde acea presiune atmosferică în interior. Dar dacă cineva ar fi curios să scoată un pic capul pe geam din avion, ce s-ar întâmpla? Rămâne fără el. Deci, ascultați-mă, deci locul unde suntem în siguranță este în Hristos. La fel, dacă mergi prin ocean, pe adâncul oceanului și ești în submarin, n-ai nimic. Ăștia se duc pe lună în capsulă și n-au nimic. Deci noi dacă suntem în Hristos, nu putem să fim atacați. Da? Adică diavolul nu poate penetra în interior. De-aia tot ce vrea diavolul să facă este să nu intri în Hristos. Cea mai mare amăgire, dacă diavolul nu te poate amăgi cu băutura, cu femeile, cu fumatul, îți dă o religie în brațe și te-a înșelat pe viață. Pentru că el știe că în religia ta el poate intra. Numai într-un loc nu poate intra. În Hristos. În trupul Domnului Iisus. În staul acesta. În biserica asta adevărată, el nu poate intra. Și atunci îți dă o religie ca să te înșele pe viață. Cei mai mulți oameni nu sunt înșelați prin băutură, nici prin fumat, nici prin curvie. Sunt înșelați prin religie. Au o formă, au o religie și prin asta înșelă diavolul. Ei, și tot ce vrea diavolul, dacă cumva ești în Hristos, este să te scoată afară din Hristos. Sau să fisurezi cumva gardul ăsta, zidul ăsta, cetatea asta, ca să poată intra o influență demonică. Eu vreau să vă întreb, dumneavoastră bârfiți aici? La București se bârfește? Dar acum vreau să vă întreb, dumneavoastră când bârfiți aveți impresia că o faceți în Hristos? Dar unde o faceți? Trebuie să ieșiți afară. Dumneavoastră ne-ați văzut că există locul unde scrie fumatul este interzis. Dacă vrei să fumezi, unde poți să fumezi? Afară. Deci dacă vrei să bârfești în Hristos, bârfa este interzisă. Afară. Dacă bârfești, dacă judești, dacă clevetești, dacă ești lacom, dacă ai priviri necumpătate, în buibare, nu mai vorbesc, unii mâncă ca un elefant. Dar nu se poate în Hristos să faci asta, numai în afară. Și când te-o scoți de sub umbrelă, ca la Dina, ați citit la Dina? Dina făcea parte din poporul lui Dumnezeu și era într-un perimetru protejată de Dumnezeu, dar a vrut să vadă fetele țării și a ieșit din perimetrul ăla și dincolo prinț era Sihem. Și a necinstit-o pe viață. Ea a venit înapoi în poporul lui Dumnezeu, dar fecioară n-a mai fost. Deci, dumneatale, poți reveni în Hristos, dar s-ar putea să fii necinstit pe viață.
De aceea, cea mai mare veghere care trebuie să aibă un creștin care a intrat în Hristos este să vegheze ca nu cumva să iasă afară din Hristos. Ei, dar dacă vrei să vii înapoi în Hristos, cum o faci? Dacă ai bârfit, dacă ai clevetit, dacă ai fost lacom, dacă te-ai uitat unde nu trebuie, cum intri înapoi? Păi, la fel cum ai intrat prima dată. Deci dacă sunteți prieteni, am înțeles că în seara asta sunteți prieteni aici, trebuie să înțelegeți că staulul are o ușă. Da? Cine este ușa? Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Numai că ușa asta are o cleanță. Se poate intra prin ușă, numai prin pocăință. Adică deschiderea ușii, adică Hristos îți deschide ușa să intri în staul, printr-o singură metodă, pocăință. Binecuvântat să fie Domnul. Deci, și dacă ai ieșit afară din Hristos, înapoi în Hristos, cum poți intra? Tot prin pocăință. Numai asta e problema, că nu ne pocăim. Sau nu înțelegem ce e pocăință. Ia gândiți-vă dumneavoastră la avionul ăla la 10.000 de metri înălțime care zboară și dintr-o dată avionul se fisurează, intră presiunea atmosferică și avionul se prăbușește. Și dumneata ești acolo. Ce faci? Ce-ai face? Îl întreb pe vecinul, nu te supăra, te deranjează dacă urlu un pic? L-ai întrebat așa? Dar poate te deranjează dacă țip? Sau dacă mă rog cu voce tare, mai zici așa ceva? Sau întrebau pe vecina, băi, ai văzut tocurile lui aia la biserică? Te mai interesează aia? Te mai interesează cât a fost scorul la Real cu Barcelona? Păi dumneavoastră înțelegeți ce-i pocăință. Când vezi că te prăbușești, nu te mai interesează nimic decât să urli. Să dai cu capul de beton, de parchet și să strigi, ai milă de mine, păcătos. Ei, numai pocăința poate închide fisurile alea care dumneata le-ai făcut prin păcat și a intrat influența demonică. Există atâtea rugăciuni care se fac pentru oameni bolnavi. Și datorită că ne rugăm pentru bolnavi, da? Duhurile alea, influențele alea demonice pleacă. Pentru că ne rugăm în numele Domnului Iisus. Dar dacă dumneata nu te-ai pocăit de păcate și n-ai închis fisurile, peste câteva zile duhurile alea se întorc înapoi. Și o grămadă de oameni care te rogi se simt bine câteva zile și după aia zic, păi iar m-am îmbolnăvit. Iar a venit boala peste mine. Pentru că dumneata trebuie să înțelegi că noi când ne rugăm duhurile alea, influențele alea datorită Domnului Iisus Hristos pleacă. Dar peste o zi, două, dacă nu te-ai pocăit de fiecare păcățel care l-ai făcut în viață, duhurile alea revin înapoi și au efecte și în trup. Mama mea, când a fost internată de COVID, a avut niște doamne din bisericile tradiționale și una dintre ele spunea că e credincioasă, dar nu vorbea cu cuscra ei. Și mama zice, păi ce credință e asta? Păi da, Biblia așa scrie, trebuie să ne iertăm, trebuie să ne iubim, cum să nu vorbiți? Și femeia foarte receptivă pune mâna pe telefon, sună la cuscra și se împacă cu ea. Auzi cuscra, că trebuie să vorbim, că trebuie să ne cerem iertare, că trebuie să ne păcăm. Trec câteva zile și îi zice lui mama, dumneata le-ai observat ceva la mine? Ce nu? Eu de când m-am împăcat cu cuscra, nu mai am diabet. Nu mai crește deloc. Dumneavoastră aveți diabet. Dar poate a intrat cuscra. V-ați gândit la asta? Și până nu închizi fisura, nu iasă influența? Acum eu nu spun că toți sunteți bolnavi din cauza asta, dar există boli, da, a fost o soră în adunare care o durea capul zilnic, lua medicamente zilnic de dureri de cap și era o soră foarte credincioasă în biserică. Până la o consiliere a fost întrebată, dar poate ai ceva cu cineva? Și zice, băi, n-am cu nimeni nimic, numai cu șeful la soțul meu. Nu pot să-l văd la ceea ce i-a făcut soțul meu. Avea o amărăciune pe șeful la soțul ei. Când l-a iertat pe șef, n-a mai durut-o capul. E, tot ce vrea diavolul este să te scoată din Hristos. Poți să cânți aici, poți să predici, dacă ai fost, dacă ai ieșit afară din Hristos, ești o pradă ușoară pentru satana. Deci înțelegeți dumneavoastră ce important este ca păstorul ăsta să asigure un loc de protecție, binecuvântat să fie Domnul. Prețuiți acest loc și datorită acestei bunătăți a lui Dumnezeu să ne pocăim. Dar gândiți-vă dumneavoastră, dacă păstorul vine în staul și o oaie nu e în staul, când vine în staul păstorul. Cum se numește oaia? Spuneți dumneavoastră. Rătăcită, pierdută, căzută, bolnavă, da? Sunteți siguri? Na bun. Dacă păstorul bisericii dumneavoastră vede că duminica nu sunteți la biserică, în timpul săptămânii nu sunteți la biserică, ce ar trebui să facă păstorul? Să vină după oaia care este cum?
Deci dumneavoastră recunoașteți că dacă duminică nu sunteți la biserică și vine păstorul la dumneavoastră, sunteți pierduți, căzuți, bolnavi, răniți. La mine nu e așa. Eu mă duc lunea câteodată și zic, soră, unde te-ai rătăcit ieri? Doamne, ferme, eu nu m-am rătăcit nicăieri. Eu citesc Biblia așa acasă. Observați? Deci trebuie să înțelegeți în momentul că nu mai ești în staul, te numești rătăcit, pierdut, căzut și bolnav. Nu mai există discuție. Dar frate, stați liniștit că eu așa acasă. Nu merge. Păi dumneavoastră vă închipuiți să creeze Dumnezeu un staul și tu să nu fii în el. Înseamnă că ai probleme majore. Păi ia gândiți-vă, avem un frățior la noi la adunare care face o rugăciune fantastică într-o bună zi și se roagă și zice despre biserică. Zice, Doamne, îți mulțumesc că sunt în cel mai aproape loc de cer. Cum vreau să vă întreb, care e pentru dumneavoastră cel mai aproape loc de cer? Care credeți dumneavoastră că e cel mai aproape loc de inima păstorului? Trebuie să înțelegeți, cel mai aproape loc de inima păstorului este staulul. Cel mai aproape loc de cer este biserica. Nu există alt loc mai aproape de cer și de inima păstorului ca biserica. Ca și acest staul pe care El l-a creat pentru dumneatale și mine. Dacă cumva nu ești în Hristos, în seara aceasta ai posibilitatea să intri în Hristos. Dacă cumva ești rătăcit, dacă cumva ești bolnav, pierdut și căzut, ai ocazia să vii înapoi. Trebuie să înțelegeți un lucru. Bunătatea lui Dumnezeu nu se manifestă că merge după cel rătăcit, bolnav, căzut și pierdut. Ci se manifestă că nu vrea să cazi, nu vrea să te rătăcești, nu vrea să te pierzi și face staulul. Deci de-aia face staulul, pentru ca să n-ajungi acolo. Nu că e bun că se duce după tine acolo. Bineînțeles că în plan secundar se duce după tine și acolo. Dar prima dată creează un staul ca să nu ajungi așa. Binecuvântat să fie. Dar gândiți-vă dumneavoastră că biserica este trupul Domnului Iisus și eu am un trup. Dacă n-aș avea o mână, cum ați numit dumneavoastră trupul meu? Sau n-aș avea un picior? Cum ați zice că sunt? Invalid. Da? Dar vreau să vă întreb, știți că fiecare dintre dumneavoastră sunteți un mădular în trupul Domnului Iisus? Deci dacă lipsește o mână din trupul Domnului Iisus, cum este trupul Domnului Iisus? Deci ascultați-mă, în momentul când lipsești din staul, știrbești imaginea trupului Domnului Iisus Hristos. Puteți înțelege asta? Dumnezeu le zice, păi ce are dacă n-am fost, că se descurcă și fără mine? Bineînțeles că trupul se descurcă și fără o mână, și fără o unghie, și fără un ochi. Dar Dumnezeu nu te poți descurca fără trup. Dar dacă trupul lui Hristos îi lipsește o unghie, un deget, o ureche, un ochi, o mână care ești Dumnezeu, prin lipsa dumitale, știrbești imaginea Domnului Iisus Hristos, știrbești frumusețea Domnului Iisus. Doamne, păi cum să faci asemenea păcat? Nu știu dacă dumneavoastră citiți, de exemplu, cartea Apocalipsa, știți cum este descrisă sau cum sunt descrise bisericile în cartea Apocalipsei? Cele șapte biserici sunt comparate cu șapte sfeșnice de aur. Na, uitați dumneavoastră, ce e un sfeșnic? Ce e un sfeșnic? Na, dacă biserica e un sfeșnic, unde pune Dumnezeu lumina? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cea mai mare lumină care există în universul ăsta este în sfeșnic. Și dacă biserica este sfeșnicul lui Dumnezeu, înseamnă că acolo pune Dumnezeu cea mai mare lumină. Nicăieri nu poți înțelegi Biblia ca aici, nicăieri nu te poți ruga ca aici, nicăieri nu poți pricepe lumea lui Dumnezeu spirituală ca aici, în staul. Pentru că în staul este cea mai mare lumină pusă de Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat niciodată să citiți Biblia acasă, să nu înțelegeți nimic și când ați fost la biserică din același pasaj să primiți lumină? Să înțelegeți, pentru că e cea mai mare lumină din sfeșnic. E, dar gândiți-vă că sfeșnicul ăsta e și de aur. Dumneavoastră, dacă vă uitați la mine, eu nu port aur pe mine. Știți de ce nu port aur? Pentru că eu locuiesc într-o mină de aur. Dacă sfeșnicul e de aur, eu locuiesc în sfeșnicul de aur, înseamnă că locuiesc într-o mină de aur. Mie milă de ăștia care au nevoie de 100 de grame. Păi dacă locuiești într-o mină de aur, ce să mai faci cu 100 de grame? Dumneata ești atât de valoros și de prețios că Dumnezeu te pune în interiorul unei mine de aur. Și aurul ăsta e atât de rezistent că spune Biblia, porțile locuinței morților nu pot. Atât de rezistent aurul ăsta. Și eu locuiesc în el. Dumneavoastră înțelegeți ce e biserica, ce este staul, ce preț, ce minune.
ce lucrare a făcut păstorul pentru dumneata și pentru mine ca să te îngrădească. Eu când am avut COVID am fost într-o stare mai gravă, am fost pe oxigen și interesant lucru, știți ce s-a întâmplat? Exact când am avut eu COVID și eram în salon, nu știu dacă știți ce înseamnă să fii într-un salon de COVID, se întâmplă unele lucruri care te pot duce aiurea. De exemplu, ești tu ca mort, te duci acolo, te încuie și mai bagă unul cu tine care moare noaptea și nu le anime până dimineața. Îți ții priveghiul. Nu-i destul că ești tu mort, mai ești cu un mort. Și o iei razna. Îți chestii psihice care te apucă. Oamenii o iau razna. Ei, când eu m-am îmbolnăvit cu COVID, interesant, mă pune într-un salon și încă trei păstori se îmbolnăvesc de COVID și îi pune în salon cu mine. Eu eram cel mai grav, ăștia erau mai bine, în fiecare dimineață cântau, în fiecare dimineață citeau din Biblie, în fiecare zi se rugau. Și eu stăteam pe pat, de-abia respiram aparatul de oxigen și m-am gândit, mă, Dumnezeu a fost bun cu mine, că în salonul meu a făcut Domnul biserică. Pentru că toată viața mea am iubit staulul și am fost atât de supărat pe oameni că nu iubesc staulul care l-a făcut păstorul. Uite, Dumnezeu a fost bun și a zis, mă, pentru că ai iubit staulul, îți dau staul și în salon. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, când o să fiți în salon și o să vă încui, ați vrea ca în salonul dumneavoastră să fie biserică? Dar de ce vreți numai acolo? Dumneavoastră credeți că dacă n-ați prețuit staulul acum și a stat în nebunia lumii, când ajungi în salon, tot nebunie vei avea. Prețuiește staulul, pentru că acolo când ești în perfuzii cu borcanul lângă tine, s-ar putea să-ți placă rugăciunile altora. S-ar putea să-ți placă o cântare sau ca cineva să citească din Biblie. Binecuvântat să fie Domnul. Deci, dragilor, nu uitați, din Ioan 10, cu versetul 1, da? Există un pilon pe care se așează bunătatea păstorului, bunătatea lui Dumnezeu și acest pilon este de mii de ani. Se numește staulul oilor, adică oile suntem noi și păstorul a creat un staul ca un loc de siguranță să nu intre hoțul. Binecuvântat să fie Domnul. Auziți, dacă nu era staulul ăsta și îngrădirea lui Dumnezeu, știți ce făcea diavolul cu dumneavoastră? În câteva secunde trăiați iadul. Aveați parte de infern în fiecare zi, numai că Domnul este bun și ne-a îngrădit în Hristos. Și dacă ai ieșit afară prin pocăință, poți să intri înapoi, binecuvântat să fie. E bun păstorul. Și dacă nu-i dă bani mulți? Și dacă nu-i dă casă mare? Nu. E bun pentru că avem staul. Slăvit să fie Domnul. Nu, al doilea pilon al bunătății lui Dumnezeu, la versetul 4, dacă poți să pui, Ioan 10 cu 4. Zice, după ce și-a scos toate oile din staul, merge înaintea lor. Știți de ce e bun Dumnezeu? Pentru că merge unde? Înaintea noastră ca să ne arate calea. De-aia e bun. Nu pentru că reușește, zice, bă, m-a prins radarul și am fentat poliția. Ai, Domnul m-a dat drum liber. Nu, da, e bunătatea lui Dumnezeu, că ai scăpat nu știu de ce amendă și de nu știu ce trebuie să achizi, nu știu. Ai, ce bun e Domnul cu mine. Nu, Domnul e bun pentru că merge înaintea ta să-ți arate calea care duce la destinația corectă, adică cer. Nu asta vreți să mergeți în cer? Dar vă place și calea. Mă trebuie să știți că această cale mai e cu bolovani. Deci în lume veți avea mulți bani. Dar dumneavoastră vreți necazuri? Și Domnul zice, merge înaintea noastră și-o mers. Ghețimani, scuipat, palme, huiduit, lovit, crucificat, pus pe cruce și îți arată direcția. Mergeți după mine, asta e calea către cer, o vrei? Și te uiți pe alte căi pe care merg oamenii din lume și li bine și n-au parte de suferințe. Și le merge totul extraordinar. Și zici, băi, dar uite ce cale are ăsta. Și mie Dumnezeu ce cale mi-a dat? Păi ce Dumnezeu ăsta care mă aruncă prin bolovani, care mă aruncă prin văi, care mă aruncă în umbra morții, în valea plângerii, ce păstor este? Și aici ne pierdem credința și dragostea în Dumnezeu pentru că nu înțelegem direcția care este spre cer, spre destinație. Este o cale presărată cu necazuri și cu suferință. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați citit în Biblie și pilda
cu bogatul și cu săracul, nu? Vreau să vă întreb, unde a fost bunătatea lui Dumnezeu în viața săracului, Lazar? Puteți să-mi spuneți? Toată viața bolnav, toată viața sărac, toată viața la ușa bogatului, toată viața fără medicamente, toată viața cu prieteni, câini. Puteți să-mi spuneți unde a fost bunătatea lui Dumnezeu? Știți unde? Vă spun eu. În sânul lui, de asta era la capăt. Deci Dumnezeu îți arată direcția pentru că finalul e glorios. La ăștia s-ar putea drumul să fie presărat cu flori, dar finalul este groaznic, ca la bogat. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, cum ați vrea? Ca la sărac sau ca la bogat? Cum vreți să trăiți? Eu știu cum vreți. Vreți în viață ca bogatul și după moarte ca săracul. Dar se pare că trebuie o cruce. Suporți. Suferințe. Ei, dumneavoastră știți de ce s-au lepădat de Domnul Iisus chiar și ucenicii? De ce marii preoți l-au pus pe cruce? De ce au strigat toți răstignește-l? Pentru că ei au avut un Hristos triumfal care intră în Ierusalim, care vindecă totul, care face minuni. Și când a avut o săptămână de patimă și n-a mai făcut nicio minune, lumea s-a lepădat de el. Pentru că oamenii vor un Hristos triumfal să facă minuni, să facă vindecări. Și când n-o face și îți oferă o cale numai de durere și de suferință și de necaz, noi nu-l mai înțelegem și ne lepădăm de el. Nu știu dacă dumneavoastră știți că Moise a fost prinț în Egipt. Știți ce înseamnă prinț? Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut vreodată vreun prinț al Egiptului. E tot fardat. Acum, chipuiți-vă că prințul ăsta fardat a ajuns în pustie. E picasă fardul de pe el și când au venit fetele lui Reuel și s-au uitat la Moise, zice, un egiptean. Nu mai arăta ca prinț, numai ca un egiptean. Și l-a dus Dumnezeu mai jos până a ajuns cioban la oile lui socrusul. Acum, chipuiți-vă. Când a picat tot fardul de pe el și a ajuns la oile socului său, probabil că Moise a zis, aici e sfârșitul. Știți ce a zis Dumnezeu? Aici începem. Când Hristos era pe cruce, toți au spus, e sfârșitul. Știți ce a spus Dumnezeu? E începutul. Ascultă-mă. Când ai impresia că este sfârșitul pentru tine, când tot fardul lumii este a pică de pe tine, când te zdrobește viața și te întoarce ca un tăvălug, ascultă-mă, s-ar putea să fie începutul tău. Poate nu l-ai înțeles pe Dumnezeu, l-ai interpretat greșit în bunătatea Lui, dar s-ar putea să te fi lăsat Dumnezeu să ajungi praf, tocmai ca să ai un început și să ai o cărare și o cale dreaptă care duce în cer. Binecuvântat să fie El. Eu tot spuneam din Psalmul 1, există în Psalmul 1 un lucru foarte frumos, zice, nu tot așa este cu cei răi. Zice, cei răi sunt ca pleava pe care... Știți cum e pleava care spulberă vântul? Zboară. Se distrează în toată lumea. Vacanțe. Mare. Concediu. Bani. Femei. Mașini. Și tu, drept recompensă că ai rămas grâu în ogorul lui Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Vine trăierătoarea peste tine. Și tu nu mai înțelegi. Bă, dar ce se întâmplă? Ăsta pleavă, zboară în toată lumea, se distrează, se simte bine. Și eu, care am rămas în ogorul lui Dumnezeu ca și grâu, vine trăierătoarea și mă bag acolo în combină și o ceață și o confuzie. Dar ce se întâmplă? Sunt un om terminat, s-a sfârșit cu mine. Și după ce te-a luat trăierătoarea în combină și te aruncă în benă, te pune în sac și ai impresia că ai un moment de liniște și faci... Dar știți ce se întâmplă cu grâul când e în sac? Unde îl duci? La moară. Știți ce e moara? Acum e performantă, e altă tehnologie. Dar pe vreme moara însemna doi bolovani care pui grâul între și te pisează, atâta te zdrobește și te pisează până face din tine făină albă. Acum una să fii grâu și alta să fii făină albă. Nu vă rugați toți, Doamne, vreau să fiu, cum cântați dumneavoastră? Vrei să fii mai alb ca? Vrei să fii mai alb ca zăpada? Da, Doamne, toți cu mâinile pe sus. Da, trece la moară. Doi bolovani pe tine, după ce ai fost în confuzie, în ceață, n-ai mai știut ce se întâmplă cu tine în viață, cu o venit trăierătoarea, acum doi bolovani te fac praf și zici, Doamne, unde ești? Și Dumnezeu zice, păi nu asta m-ai rugat. Nu te-ai rugat tu să mă sfințesc, să mă curățesc, să mă faci alb ca zăpada? Zice, Domnul, asta fac, lucrez, răspund la rugăciunea ta, numai că n-ai înțeles tu.
Și după ce te face făină albă, știți ce urmează? Atunci, liniște, pace, curat, te simți și tu împlinit, biruitor, da, asta, da, creștinism, așa îmi place, nu tăvăli de toate păcatele, alb și curat. Ei, dar știți ce urmează după aia? Te ia gospodina și face o plămădeală care seamănă cu un cozonac, cu o pâine, și pune ulei pe tine, asta se numește ungere. Și după ce ești curat, Dumnezeu îți dă ungerea. Și predici, oamenii să pocăiești, și te rogi, oamenii să vindecă. Și se întâmplă lucruri uluitoare pentru că ai ungere și o simți. După ce că ești alb, ai și ungerea, îți dai seama cum te simți. Dar ascultați-mă, cei mai mari oameni ale lui Dumnezeu curați și cu ungere pe ei au căzut pentru că n-au înțeles ce urmează după ungere. Ce urmează? Cuptorul. Și intri în cuptor și atunci omul lui Dumnezeu se întreabă. Și oamenii lui Dumnezeu din Biblie zic, de ce-i trădare, de ce-i înșelare, de ce-i cuptor, de ce-i suferință? Păi cum eu care am fost curat? De ce mi se întâmplă așa ceva? M-am rugat pentru alții și acum sunt eu aici și nu zici nimic. Dar când ai ieșit de la cuptor, nu știu dacă ați trecut pe lângă vreo brutărie care face cozonac și pâine, mai ales dacă ești însărcinată. Știți ce o să zici la bărbatul? Te rog, intră și am un cozonac miros. Acum vreau să vă întreb, oamenii care trec pe lângă ușa asta bisericii și lăsați un pic ușa deschisă și miroasă, băi, aici ai miros de cer, aici trebuie să intrăm. Pentru că miros de pământ au și ei. Dacă dați duh și damf și miros tot de pământ afară, nu intră nimeni. Dar dacă oamenii, păi ce e aici? Miros de cer. Dar știți când mirosul de cer? Domnul Iisus a zis, eu sunt pâinea. Știi când poți să fii și tu o pâine să rănească oamenii din ea? Când a trecut trăierătoarea, când ai fost la moară și când ai fost băgat în cuptor, atunci devii cu miros de cer. Știți care e marea tragedie? Că noi predicăm oamenilor o Evanghelie despre cer, dar mirosăm a pământ. Și atunci cu reclama asta oamenii nu mai ascultă. Și păi, voi vorbiți despre cer, dar mirosul e de pământ. Aseară am avut o evanghelizare, am vrut să o facem pe stadion, în locul unde slujesc eu cu fratele Cristi Boariu, un prieten, și el a predicat despre cele trei ceruri. Cerul ăsta atmosferic, da? Atmosfera, văzduhul, da? După aia este cosmosul și raiul lui Dumnezeu. Și o zis așa, ca să înțelegeți, în atmosferă, dacă vrei, în primul cer, poți să ajungi cu avionul. În al doilea cer, în cosmos, poți să ajungi cu racheta. Dar în rai, în al treilea cer, nu a fost Pavel răpit, numai dacă ești ca Domnul Iisus. Deci când se deschide ușa la cer, când dumneata vei intra în cer, se deschide ușa, aia nu vor zice, bă, ăștia-s de la București, mă! De la Biserica Baptistă! Ăștia-s de la Pentecostal, de la Ortodox, de la Catolic. Se vor uita, zic, ăsta seamănă cu Iisus. Înțelegeți? Ascultați-mă, destinația finală pentru noi nu este cerul. Nu vă înșelați. Destinația finală a lui Dumnezeu cu noi este să semănăm cu Iisus Hristos și să locuim în cer. Cerul este făcut ca cei care au ajuns la destinație să semene cu Domnul Iisus să locuiască acolo. E un loc pentru oamenii ăștia. Cerul nu este o destinație numai așa că să mergem în cer. E o vizită și facem o croazieră. Nu, cerul este potrivit pentru oamenii care seamănă cu Iisus. E, dacă să semeni cu Iisus, trebuie să fii zdrobit prin suferință. Și Iisus zice, eu îți arăt calea. Asta e direcția, veniți după mine. Și noi zice, păi, dar noi nu vrem direcția, uite, asta la altă e mai bună direcția. Doamne, ai milă de noi. Păstorul e bun că ne arată direcția cu destinația și la final este gloria, binecuvântat să fie Domnul. Deci noi la final vom fi fericiți, bucuroși și glorioși. Aici în viață s-ar putea să trecem prin lucruri care nu ne plac. Eu am un an și ceva de suferințe. Nu mă mai lasă una după cealaltă. Mă mir, bă, dar ce se întâmplă cu mine? Și am crezut până la urmă, crezi că Dumnezeu te-a lepădat, te-a aruncat. Dar după aia dacă stai și meditezi bine, mă, parcă Dumnezeu vrea să mă facă să mă semăn cu Fiul Lui. Eu am operații la două urechi de timpane și am și alte lucruri, dar când am venit după operație pentru prima dată în viață,
Când am stat la masă, m-am pus în genunchi să mă rog. Și zic, Doamne, la mine acasă. Doamne, pot să mănânc în bucătărie. E un mare har și m-am rugat în genunchi. Când am fost sănătos și bine, știți cum m-am rugat la masă? M-am uitat ce-i pe masă, m-am pus și am mâncat. Când vi se pare că semănam cel mai bine cu Domnul Iisus? Păi și atunci ce vremuri trebuie să vină peste noi ca să îngenunchem? Vremuri bune? Ia gândiți-vă că de seară vă duceți acasă și pe noptieră vedeți un plic. Și când vă uitați, numărați 100.000 de euro. Vreau să vă întreb, care vă pocăiți? Și strigați, și vă puneți pe genunchi și strigați, imediat, zic, ei, veniți în goa, veniți în goa. Ce ați zis că ne trebuie la casă? Termopane? Avem. Ne mai trebuie și o mașină? Avem. Dar dacă te duci acum acasă și vine un plic cu diagnosticul la fiul tău și citești cancer, știi ce o să faci? Te pui pe genunchi. De ce nu avem obraz în fața lui Dumnezeu când e bun să ne plecăm pe genunchi, să ne pocăim? De ce nu prețuim bunătatea lui Dumnezeu? De ce ne vine mintea la cap numai ca Nebucadnețar când ne duce să paștem ca animalele sălbatice pe câmp? Se pare că acolo ne vine mintea la cap. Acolo ne facem mai buni. Acolo începem să semănăm cu cerul. Acum să nu vă îngroziți că nu o să fie tot timpul așa. Avem și vacanțe. Există și pauze. Numai dumneavoastră trebuie să știți că la școală știți cât e pauza. 10 minute, după aia examenul. Știți că durează examenul. Noi am vrea pauza de 2 ore și examenul să dureze 10 minute. Și în sfârșit ești tu în pauza mare, 20 de minute. Și îți dă Dumnezeu și începi să alergi. Bă, parcă nu mai vrei să mai intri la oră. Sună clopoțelul, iar o veste tristă, iar un necaz, iar intri la oră, iar la examen. Doamne, pe ce cu atâtea ore, ce cu atâtea examene? Păi vreau să vă întreb, un copil care nu face școală, ce poate ajunge? Ce poate ajunge? Vagabond. Un om care e în școala lui Dumnezeu și nu vrea școală, ce poate ajunge? Dacă vreți să ajungeți ceva, să semănați cu Domnul Iisus, trebuie școală, trebuie examene, trebuie ore, trebuie operații. Dacă cu adevărat vrei să fii așa, Dumnezeu va scoate cancerul din tine, te va opera, va opera cu bisturiu, te va durea, nu-ți va conveni. Deci, Doamne, fă orice, dar fă-mă sfânt. Care e dorința dumitale din partea lui Dumnezeu? Dumneavoastră credeți că merge cineva la Paraschiva, la Iași, ca să fie sfânt? Pentru ce merg acolo? Dumneavoastră credeți că ăștia credeți să roage la Arsenia Boca să roagă să fie sfinți? Examene să luăm, bani să facem, călătorii reușite, copii sănătoși. Și Dumnezeu zice, păi voi vreți să mă folosiți, mă. Când voi nu vreți să semănați cu fiul meu să ajungeți în cer. De aia el îți arată direcția bună. Și încheiem în seara aceasta cu al treilea pilon pe care s-a așezat bunătatea lui Dumnezeu. Deci nu uitați un staul ca să fii îngrădit, să nu poată intra diavolul. Da? În al doilea rând, o direcție. Finalul este glorios. Dumneavoastră, dacă vă duceți în aeroport și vreți să luați un avion care merge în Spania, care avion îl luați? Îl luați avionul cel mai frumos cu stewardesa cea mai frumoasă care are mâncarea cea mai bună? Dar de ce nu luați avionul ăla? Că e mai fain. Pentru că dacă luați avionul ăla care e mai frumos, fiecare metru care îl zboară vă depărtați de destinație. Dar te uiți, s-ar putea tău să fie taromul cu elice. Vă nu cam place asta, mai m-ar conveni unul nemțesc. Ăsta cu elice, mai golul, mai nu știu ce, dar dacă vrei la București, la București ce-o dus. Pe mine mă interesează să ajung la destinație. Nu vă orientați că sunt atâtea biserici astăzi care sunt așa de frumoase pe din afară și au un aspect grozav, dar nu te duc la destinația care trebuie. Alegeți avionul care te duce la destinația corectă și întotdeauna acolo vei găsi suferință, cruce. Dumneavoastră cum cântați? Crucea e ascultarea Domnului Iisus. Cea mai înaltă jertfă care s-a dus. Deci nu se poate fără cruce, n-ai cum. Și ultimul lucru, versetul 11, zice, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun
își dă viața pentru oi. Deci este bun. Dacă n-ai înțeles să stai în staul și l-ai părăsit, dacă n-ai mers în direcția că n-ai priceput și ai luat-o pe direcțiile tale și unde ai vrut tu, păstorul este bun că nu renunță niciodată la tine. Se consumă toată viața pentru tine, pentru că ești oaia lui. Eu sunt păstor într-o adunare, dar după un an, doi, trei, renunț la anumiți oameni și îi exclud. Pleacă în Irlanda, pleacă în Canada, pleacă în America, pleacă în Australia. Eu i-am exclus din registru de membri. Dar păstorul cel bun nu e ca mine. El se duce și în Irlanda, și în Canada, și în Anglia, și 10 ani, și 20 de ani, pentru că se consumă pentru tine. Nu există nicio oaie care să nu mai aibă șanse. Pentru că există un păstor care caută până găsește. Nu? Cum citiți dumneavoastră? Când pierde o oaie, păstorul cât o caută? Ca mine, ca dumneatale. Și când o găsește, ce face păstorul? Face petrecere. Noi ce facem? Comitet. Când ai găsit-o pe una în prăpastie, de lucru la comitet lui. Că așa, ce să știu? Atâta știm noi. Vino, ce s-a întâmplat? Cum a fost? Dar este o cântare care noi nu mai cântăm. De ce? Pe o oaie ce căzuse jos, a ridicat-o el și a luat-o în brațe, blândul. Păi cum mă, după ce 10 ani ai cheltuit toată averea lui în toată lumea și te-ai destrăbălat, să te mai ia în brațe Dumnezeu? După ce miroși a tomberon pe unde ai fost, Dumnezeu să nu zică nimic. Auzi, a venit fiul risipitor și tata nu i-a zis nimic. De când l-a luat în brațe, a zis, ești fiul meu! Pentru că există un păstor care te așteaptă totdeauna. Chiar dacă te-ai rătăcit, chiar dacă n-ai mai fost în staul, chiar dacă te duci pe cărări străine, există un păstor care vine după tine 10, 15, 5 ani. E adevărat că tu poți să nu mai vin apoi. Dar el vine după tine, te cercetează și te ia în brațe. Binecuvântat să fie el. Am avut în adunare la noi un băiat care s-a întors la Dumnezeu, s-a întors cu râvnă, așa, cu putere, numai că nu a vrut să asculte, nu a vrut să stea în supunere față de mine. El direct, emisionat, direct, se duce, nu știu, prin ce țări. Și a căzut rău de tot. A căzut, s-a făcut praf. Atâta de praf s-a făcut încât am avut un botez la râu și el a intrat în apa botezului și s-a dezbrăcat până la brâu. Și nu lăsa să facă botezul. Nu că nu lăsa, stătea așa în apă. N-aveai cum de el să facă botezul. Și-au pus ăștia din lume mâna pe el și l-au scos afară. S-a dezbrăcat în pielea goală, a luat o bicicletă și a dat într-un stâlp. A făcut o armonică bicicleta. Bineînțeles că era la sfârșit, nu mai era atâta lume, dar eu am zis așa. Omul ăsta nu mai are nicio șansă. Nu mai are cum. A fost prea de tot. Dacă veniți la noi în adunare și ascultați câteodată rugăciunea lui, n-o să vă vine să credeți. Și m-am gândit, Doamne, cât de bun poți tu să fii. Să mai primești un om cu asta. Și numai să-i primești, să-i dai har. Că dacă le ascuți la rugăciune, ăia la alții sunt mai slabi în har ca el. Dumneavoastră, de ce îi spuneți Dumnezeu Tată? Știți de ce? Pentru că un tată întotdeauna cu fiul lui ăia de la capăt, profesorul nu. Profesorul spune odată de 20, zice, acasă, n-ai luat, îmi pare rău. Dar tata zice, mai învățăm odată. Pentru că e tatăl tău. Și ia de la capăt cu tine. Uitați-vă la o mamă când îi vine copilul și zic doctorii, nu mai poate merge. Mama zice, mai încercăm o dată. Mai mergem și la altul. Mergem și la București. Mergem și la Seged. Mergem și la Viena. De ce? De-aia zici tată. Pentru că e părinte. Nu va renunța la tine niciodată. Indiferent unde vei ajunge, păstorul acesta Dumnezeu te va căuta. Că tu nu mai vrei să vii cu totul altceva. Dar nu trebuie să ajungi în situația asta ca să te caute. Ți-o dat un staul, stai acolo. Ți-o dat o direcție, înțelege și merge pe ea. Dar dacă chiar te-ai rătăcit și te-ai dus undeva, el te așteaptă. Bineînțeles că averea ți-ai cheltuit-o. Nu mai poți reveni pe pozițiile alea dinainte. Adică nu mai poți face slujire. Dacă ai stat în curvie, nu mai poți să fii păstor. Nu mai poți să cânți în față. Bineînțeles că Dumnezeu te primește în staul, dar ești un pic de obraz ca fiul risipitor. O zis, tată! Nu mai merge nimic. E bine că nici fiul tău a mai venit și cu pretenții și cu moftul înseamnă că n-ai înțeles iertarea.
Stai acolo în staul, mulțumește lui Dumnezeu de bunătatea lui. Mi-a zis o soră de la o biserică, zice, pe mine când m-au dat la o parte, am cerut, bă, lăsați-mă să fac un singur lucru. Mai lăsați-mă să fac ceva în biserică, ce vrei să faci? Să spăl WC-urile, asta se poate. Ați mai auzit așa ceva? Să vină vreun căzut, să-l primească Dumnezeu înapoi, zână, lăsați-mă să fac, măcar să spăl WC-urile. Lăsați-mă! Nu, toți vor aici pe scenă. Pentru că aici e vedetismul. La WC-ul nu poți să fii vedetă. De atâtea ori am avut căderi. Mai bine stăm în ultima bancă și e bine. Dar ce-ar fi să ceri să faci tu curățenie și să speli WC-ul vreo jumătate de an? De ce nu vrei? Nu te-ai smerit prea tare? Dar dacă ai văzut că Dumnezeu e așa de bun, ce mai contează decât că te-a primit acasă? Haideți să ne ridicăm, să facem o rugăciune. Eu nu vă cunosc în seara aceasta, nu știu unde te afli, dar trebuie să știi că cineva sus te iubește mult. Există un Dumnezeu care este bun cu tine și trebuie să știi că bunătatea Lui se manifestă că a făcut un staul îngrădit ca să te apere de diavol, să te apere de iad și de infern. N-ai nicio șansă în afară de Hristos, de staul, de trupul Lui, de biserică. De aceea, prin pocăință, prin Hristos, intră astăzi în staul. Dacă cumva te-ai depărtat printr-un păcat, ai posibilitatea să te pocăiești și să revii în staul. Nu uita că direcția care a trasat-o El este un Ghețiman, o grădină binecuvântată unde este suferință, unde s-ar putea să fie scuipat, unde s-ar putea să primești palme și suferințe. Dar la capăt este învierea, la capăt este gloria. S-ar putea într-o bună zi să mai facă Dumnezeu minuni în viața ta, să nu te mai vindece, efectiv să treci poteca aceasta a suferinței. Înțelege că aceasta este calea care duce în sus. Și înțelege că indiferent cât de jos ai ajuns, nu există posibilitatea ca Dumnezeu să renunțe la tine. De aceea trebuie să ai speranțe, mai ai șanse în ochii lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, dar trebuie să fii smerit, să nu mai ai pretenții, să nu mai ai mofturi. Faptul că te ia Dumnezeu în brațe este suficient. De aceea nu emite nicio pretenție, ci prin pocăință vino acasă. Doamne, mă rog în seara aceasta să ai milă de noi. O, Doamne, noi am interpretat bunătatea Ta după felul în care ne merge zilnic în lumea și în viața aceasta. Și am fost fascinați când Tu ne-ai ajutat și am fost dezamăgiți de Tine când ne-ai lăsat baltă, când am suferit, când am fost în necaz, când ni s-a părut că ne-ai părăsit și că suntem singuri. Doamne, dar îți mulțumim în această seară că vedem bunătatea Ta. Te rog, deschide-ne ochii să vedem această bunătate că ne-ai dăruit un staul, un Hristos, o jertfă. Și dacă suntem în această jertfă, în Hristos, în staul, suntem protejați de diavol și de iad. De aceea oricine care moare în Tine are viață veșnică. De aceea ajută-ne să trăim în Tine, să murim în Tine. Doamne Dumnezeul nostru, ajută-ne să înțelegem că numai prin Tine putem ajunge în al treilea cer. Dacă există prieteni în seara aceasta, ajută-i, Doamne, să se predea Ție, să se pocăiască, să accepte această singură ușă prin care se poate intra în staul, Iisus Hristos. Doamne, mulțumim pentru că ne-a arătat și direcția. Nu este una ușoară, Doamne, dar Tu vei fi cu noi și în valea umbrei morții. De aceea, te rog, împuternicește-ne să mergem pe cale. Chiar dacă e suferință, chiar dacă e batjocură, chiar dacă e adversitate, dă-ne putere în numele Domnului Iisus. Poate că am obosit, poate am căzut, ajută-ne să ne ridicăm și să mergem mai departe, pentru că finalul va fi glorios. Și Doamne, îți mulțumim pentru iubirea Ta și bunătatea Ta care se arată că de atâtea ori ne depărtăm de Tine, plecăm din staul, luăm într-o direcție și pe o cale greșită. Dar Tu, Doamne, vii după noi și ne dai speranță, ne iei în brațe, ne aduci înapoi. O, de câte ori ai făcut lucrul acesta, dar noi tot mândri am rămas. Nu vrem să ne smerim, nu vrem să ne umilim. Avem pretenții, avem mofturi când ar trebui să nu mai deschidem gura și să roșim. La câtă bunătate arăta față de noi, încă mai bârfim, încă mai clevetim. Încă ne mai uităm la alții și judecăm. Iartă-ne, Dumnezeule, când ar trebui să ne uităm în dreptul nostru.
și să-ți mulțumim pentru iubirea și dragostea ta. Mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat să ajung în acest staul al tău. Este al tău, Doamne. Tu l-ai creat, tu l-ai făcut. Te rog să ai autoritate și să